Biserica Ortodoxă îl va pomeni mâine pe Sfântul Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei. La Biserica Sfântul Spiridon în Nou Paraclis Patriarhal din București, sărbătoarea hramului a început în această seară cu purtarea în jurul Bisericii Araclei ce adăpostește moaștele Sfântului și așezarea acesteia în baldachinul amenajat lângă lăcașul de cult. Programul liturgic a continuat cu slujba privegherii. Mâine, în ziua hramului, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Sărbătoarea Sfântului Spiridon în acest an este în zilele de sâmbătă și duminică. În seara zilei de sâmbătă am scos în procesiune moaștele Sfântului Spiridon și le-am așezat în baldachinul din incinta bisericii spre închinare, după care la ora 17 a început privegherea. Vecernie, litie și utrenie, fiind strana condusă de Părintele Arhidiacon Vlad Roșu, având în vedere situația sanitară, în curte a fost instalat un ecran pe care se va transmite slujba pentru ca cei care nu vor reuși să ajungă din timp și să ocupe unul dintre locurile disponibile în biserică să poată să urmărească slujba din curtea bisericii. Duminică 12 decembrie de la ora 7 dimineața vom scoate Sfintele Moaște și le vom așeza în baldachin, iar imediat după aceea în biserică vom săvârși slujba aghiasmei, slujba acatistului Sfântului Spiridon, ceasurile 3 și 6. În jur de ora 9 vom întâmpina pe Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanu, episcop vicar patriarhal, care este delegatul Părintelui Patriarh la această sărbătoare. Și în jur de ora 9 și 15 va începe Sfânta Liturghie. De această dată soborul va fi alcătuit doar din slujitorii de la Biserica Sfântul Spiridon Nou. În toată ziua de 12 decembrie, Sfintele Moaște vor fi afară la închinare în baldachin și va fi asigurat un circuit al pelerinilor, astfel încât să nu se producă aglomerări, să nu se producă evenimente nedorite sau care să încalce prevederile legale în această perioadă. Sfânta Liturghie de la Biserica Sfântul Spiridon în Nou va fi transmisă mâine dimineață în direct pe pagina de Facebook a Televiziunii Patriarhiei Române.